convertirea, creșterea, mântuirea, împărăția cerurilor, din punct de vedere individual, și apoi biserica, creșterea bisericii și încheierea lucrării, toate astea depind de puterea lui Dumnezeu, nu de puterea noastră. Și în Biblie spuneam aseară, sunt oameni de credință, niște uriași în ce privește viața spirituală, un Moise, un Abraham, nu? Oameni extraordinari care Dumnezeu a folosit să schimbe nu numai o națiune, ci o lume și o istorie. În Biblie este un Daniel sau un Iosif, este un Ieremia sau un Isaia. Sunt oameni uriași din punct de vedere al credinței, oameni care au umblat cu Dumnezeu. Întrebarea e, de ce au putut oamenii ăștia să umble cu Dumnezeu și noi nu putem? Este pentru că Dumnezeu iubea pe ei mai mult decât pe noi și acum Dumnezeu a îmbătrânit, merge într-o cârjă, are aterosclerozis sau știu eu, nu mai poate, are artrită și zice, nu mai pot să te ajut, îmi pare rău, mi-am pierdut puterile. Sau Dumnezeu e același ieri, azi și mâine, dar e ceva rău cu noi. Aud oameni care mă sună și îmi spun, păi m-am rugat, dar eu n-am văzut nicio minune. E mult de spus acolo, fraților. Hai să ne gândim cu puțină sinceritate. De ce Avraam a experimentat puterea, sau Moise, sau știu eu, a experimentat puterea lui Dumnezeu și noi nu? Păi hai să vedem. Dacă acum v-ar cere Dumnezeu, uite, vreau să-mi dai tot ce ai tu, casa, serviciu, cât s-ar sări cu bucurie? Doamne, ia tot. Să nu dați răspunsul că n-aș vrea să mințiți. E mai bine să tăcem. Cât s-ar fi dispus să dea totul? Dacă Dumnezeu ar zice acum vreau să mergi în pușcărie pentru mine, nu pentru că ai făcut o prostie. Cât s-ar fi dispus să facă treaba asta? Dacă Dumnezeu ar zice vreau să-ți dai viața pentru mine. Gândiți-vă că Moise, într-adevăr, a renunțat la tot. Este așa sau nu este? Pe măsura renunțării, pe măsura predării, pe aceeași măsură Dumnezeu poate să conducă. Dacă te predai puțin, Dumnezeu poate să lucreze puțin. Oamenii noștri au tendința să spună, păi, țin poruncile, e bine sau e rău să ținem poruncile? E bine, de ce ezitați? Fără discuție e bine. Dar oamenii noștri zic așa, păi dacă țin poruncile, mă duc la adunare, când la cor, mănânc soia și dau zecimea, Dumnezeu trebuie să mă ajute. Măi, fraților, pălea nu le faceți pentru Dumnezeu. Zecimea nu o dăm Dumnezeu, zecimea o dăm lucrării lui, dar cu banul tău sau fără banul tău, Dumnezeu va încheia lucrarea. Ăla e un privilegiu al tău ca să contribui la încheierea lucrării. Păi țin sabatul. Ăla nu-l faci pentru Dumnezeu, îl faci pentru tine. Păi mănânc sănătos. Tot pentru tine. Dacă vrei ca Dumnezeu să te folosească, trebuie să te predai fără măsură. În Biblie spune că un bob de porumb trebuie să... Ce să se întâmple cu el? Să moară. Cine vrea să moară? Hai toată lumea. Mie și eu, și eu, și eu, toată lumea. Vrem să murim, nu? Așa e? Ăștia din Biblie au murit. Pavel spune, am fost răstignit împreună cu Hristos și nu mai trăiesc eu, ci... Fraților, e ușor de citit textul, dar nu e, e mult mai ușor să ții sabatul decât să fii răstignit. E mult mai ușor să dai zecimea, nu mă înțelegeți greșit, astea sunt lucruri bune și noi trebuie să le facem, dar e mult mai ușor să dai zecimea decât să renunți cu totul la tine. De ce avem noi certuri în familie sau certuri unii cu alții? Pentru că nu renunțăm la noi. Un om care e mort nu se ceartă, eu n-am văzut în viața mea un mort să se certe. Un mor nu se ceartă cu nimeni, numai unul viu. Când eram de vreo, știu eu, în clasa întâia, 6 ani, m-am dus la școală și m-am întors acasă plângând. Mi-au zis ăștia că sunt adventist. Adventistul, pocăitul. Și tata zice, băi, ești sau nu ești adventist? Păi zic, sunt. Păi atunci de ce plângi? Păi, au râs de mine. M-a luat de mână frumos, hai la cimitir. Am traversat drumul pe acolo, pe la stomatologie, am mers puțin mai la stânga, am intrat în cimitir, m-am dus la un mormânt și strigă-mă la ăla. Zic, la cine? La mort. Păi cum să strig la mort? Strigă, mai spune, băi, ești adventist. Zic, păi, dar ăla e mort. Nu mă spune așa. Zic, băi, tu ești adventist. Și m-a întrebat tata, ce spune? Zic, nu spune, măi, nimic, că e mort. Zice, vreau să-l bați. Cum să-l bat? Păi, așa, dai cu piciorul. Am dat cu piciorul în el. Ce zice? Nu zice nimic, că e mort. Și apoi m-a luat așa de obraj de aici, s-a uitat la mine în ochi și mi-a zis, atâta timp cât ești în viață, oamenii o să te continue să te rănească. Dacă vrei să nu te rănească nimeni, trebuie să mori. Când ești mort, nu te mai rănește nimeni. N-am înțeles nimic. Credeți că e ușor? Credeți că e ușor să mori față de tine? Toate problemele care le avem, le avem pentru că noi încă avem eu
pe tron și puternic. Și Dumnezeu spune că un bob de grâu, până nu moare, nu produce fruct. De motivul pentru care nu producem fructe în viața spirituală e pentru că n-am murit. Pavel zice, vreau să fiu una cu moartea lui, ca să fiu una cu învierea lui. Cine vrea să fie una cu moartea lui Hristos? Pentru că noi vrem minuni, vrem ajutor, vrem binecuvântări, nimeni nu vrea sacrificiu. Dumnezeu nu ne cheamă la minuni. Dacă vrei să vezi minuni, trebuie întâi să fii dispus să te sacrifici. Dumnezeu ne cheamă la sacrificiu. De aceea oamenii ăștia au schimbat lumea. Pentru că oamenii ăștia, Moise, a renunțat la tot. Avram a renunțat la tot. Noe a renunțat la tot. Cine ar fi dispus să clădească o corabie care nu face niciun sens, că n-a plouat niciodată, 120 de ani, adică toată viața să construiești la ceva? Ce credeți că a zis familia de el? Ce a zis biserica? Băi, du-te la doctor, mă, controlează-te, că e ceva rău cu tine. De ce construiești o corabie? Nu e ușor să mori față de tine. Pe măsura pe care ne consacrăm, la nivelul, la capacitatea de a renunța, de a muri față de tine, exact la capacitatea aia Dumnezeu poate să lucreze. Dacă ai renunțat puțin, Dumnezeu poate să lucreze puțin. Când renunți cu totul și Dumnezeu mori față de tine și Dumnezeu ia cu totul controlul, atunci poate să lucreze El mult. De-aia spune Pavel că mor, cum zice, daily, zilnic. Ok, vreau să vă dau un exemplu. Ce înseamnă a fi controlat de Dumnezeu, controlat de Duhul Sfânt? Păi noi nu mai vorbim aici de a renunța la viață, la libertate, la casă, la mașină, de să fii la dispoziția lui Dumnezeu, să zici, Doamne, ce vrei Tu? Și dacă Dumnezeu zice, pleacă din țara ta și du-te în Ucraina, stai să ne gândim puțin, Doamne, stai să mă rog întâi, m-am rugat și nu am primit răspuns, nu mă duc. Mă înțelegeți ce vreau să zic? Nu mai vorbim de un lucru mare, vorbim de un lucru mic de tot. Să vă dau un exemplu. Eu m-am născut cu foamea în stomac. O spun așa ca să zâmbiți, dar e o realitate. Adică unii oameni mănâncă de 3 ori pe zi, unii de 2 ori pe zi și unii mănâncă de 10 ori. Ăla sunt eu. Nu mănânc mult, dar mănânc des. Și dacă am un măr și peste 2 ore am o banană și peste 2 ore am un sandwich și peste 2 ore sunt fericit. Și soția știe treaba asta și îmi face pachete cu mâncare. Mă duc la servici și mă rog dimineața, Doamne, vreau să renunț la mine și vreau să-ți dau permisiunea să iei controlul vieții mele, vreau să mor față de mine, vreau ca tu să mă conduci cu totul, vreau ca tu să fii în control, vreau să merg cu tine și ce spui tu, aia să fac. Ca Isaia, iată-mă, trimite-mă, folosește-mă. Și am zis, Doamne, te rog frumos, folosește-mă astăzi, ajută-mă să nu mai mă gândesc la mine într-un mod egoist, pentru că în societatea asta în care trăim, toată lumea e egoistă. Toată lumea, fiecare e pentru el. Nu mai e nimeni să se gândească la altul. Și am zis, Doamne, așa am citit în Spiritul Profetic azi dimineață, că ăsta e caracterul Satanei, să fim centrați pe sine și că Hristos a venit să servească altora. Vreau să servesc, folosește-mă azi. M-am rugat frumos, m-am predat lui Dumnezeu, m-am dus la servici și era ora 8, la ora 10 cine-i fericit? Eu. Deschis sandwich-ul, e ora mesei. Mă uit frumos la sandwich, o bucată din aia de pâine făcută de casă proaspătă și peste ea a pus așa o felie din aia de brânzică bună și peste ea a pus o felie de roșie și peste ea o felie de castravete și să vă descriu așa, arăta numai când o vedeai și o miroseai, băi frate, și niște măsline bune și acum am apă în gură, numai când mă gândesc. Și m-am uitat la pâine așa, am zâmbit fericit, mi-a lăsat apă în gură, am zis, Doamne, te rog să binecuvintez mâncarea, mulțumesc, amin. Și când s-o duc la gură, îmi vine așa în minte, ai zis că te-ai predat cu totul, da. Dă-i mâncarea secretarii tale. Zic, Doamne, asta e mâncarea mea. Și Domnul m-a impresionat. Du-te la secretară chiar acum. Dă-i mâncarea. Zic, stai puțin, asta nu e Cuba, nu e Africa, asta e America. Toată lumea are mâncare. Dacă îi dau mâncarea, se simte jignită. Prefer să nu-i o dau, să o mănânc eu. Și pe aceea m-am rugat, Doamne, ajută să servesc asta și să mă predau cu totul, să renunț cu bucurie la toate și să rog să binecuvintez mâncarea, amin. Ne zice, chiar vrei să renunți? Zic, absolut, dă-i mâncarea secretarei. La care eu, Doamne, îmi dau viața pentru tine, dar nu mâncarea. Adică noi zicem că ne dăm viața, dar în realitate nu suntem dispuși să dăm un lucru mic, să fim sinceri. Pierdem cel mai mic lucru și ne plângem. Și m-am gândit bine, cum crezi tu că o să renunți la toate în criza finală când tu nu ești în stare să renunți la un lucru mic, la un sandwich? Și m-am umilit, mi-au dat lacrimile în ochi, durere în stomac, dar am renunțat. Am luat sandwich-ul,
o iau împrejurul colțului, o iau colțul următor și încă o dată și ajung unde era cubicul al secretarei. Și secretara asta este o femeie extraordinară. Are experiență de 27 de ani în serviciul ăsta. E mai bună decât toți de acolo care lucrează în domeniul ăsta, la editing și professional editing. Și totdeauna când mă duc, lucrează. Niciodată n-am văzut-o să doarmă. Era cu capul pe desk, pe birou și dormea. La ora 10, mai frate, dormi la servici? Și o mișc, zic, băi, trezește-te, nu? Și nu mișcă. O mai mișc o dată și nu mișcă. Aoleu, îi pun degetul așa cum am văzut la televizor. Nu știu exact unde să-l pun, dar zic că cred că nu-i moartă. Și după aceea zic, ești ok? Și doar dă așa din cap, fără să vorbească, că nu. M-am gândit eu să chem 911, să sun la ambulanță. Dă din cap că nu. Zic, ți-am adus un sandwich. Întinde mâna și lea. Speram să zic că nu, știi, dar întinde mâna și lea. Și după aceea îl duce la gură, ia o gură și ia pauză. Mai mestecă de două ori, iar ia pauză, mai mestecă de două ori, mai ia o gură. Cred că a durat un sfert de oră până l-a mâncat și după aceea, așa, vreo 20 de minute, așa, începe să ridice capul, era albă la față și fără nicio putere, așa, în șoaptă, începe să vorbească și spune, bunica a avut diabet, mama a avut diabet, m-am născut cu diabet, am o pompă aici care dă stropi de insulină la fiecare nu știu cât timp. Și zice, pompa s-a stricat. N-am mai dat insulină, am început să mă simt amețită. Când am verificat zahărul, îl aveam 32. Nu știu cât trebuie să fie, că nu sunt doctor, dar bănuiesc eu că dacă e 32, probabil că ești 3 sferturi mort. Și ce era 32 și îmi spune, zice, așa de repede a început să scadă, că m-am ridicat și am leșinat și am căzut înapoi. Și am știut că mi-e rău, dar n-am avut puterea să merg sau să strig. N-am avut, zice, niciun fel de tărie să mai mă pot ridica sau să strig. Și ce am amețit capul pe masă și m-am rugat, Doamne, trimite pe cineva cu niște mâncare să-mi crească zahărul la loc. Acum gândiți-vă, dacă eu n-aș fi fost dispus să renunț la sandwich-ul meu, ce se întâmpla cu femeia aia? Peste o jumătate de oră sau o oră sau două, când mă duceam la ea să-i spun, ok, ai făcut articolul, l-ai corectat, săraca era dusă de mult. Noi nu înțelegem, și asta nu sunt eu un exemplu, dar nu înțelegem ce înseamnă să stai într-o continuă comuniune cu Dumnezeu, să nu te separi de El, în permanență să umbli cu El, în permanență să-i ascult vocea, în permanență să fii dispus să renunți la lucru mic, la lucru mijlociu, la lucru mare, fără niciun fel de, ca un mort. Să nu mai ai voința ta, ci să fii pur și simplu dependent de voința lui Dumnezeu. Noi nu suntem dispuși să renunțăm. Mai îndată suntem dispuși să mergem la adunare, să ținem tot, să facem. Și vreau să vă întreb, lucruri bune. Iisus spune, pe astea să le faceți și pe celelalte să nu le lăsați nefăcute. Lucruri bune. Fariseii mergeau la templu, este așa sau nu? Fariseii țineau legile, este așa sau nu? Fariseii mâncau curat, dar n-au fost dispuși să renunțe, să moară față de ei și să se lase conduși de Hristos. Tocmai asta spune Pavel. Tocmai asta spune. Mor zilnic. Renunț la mine zilnic. Vreau să vă spun mai mult decât data. Oamenii de credință au putut să fie conduși de Dumnezeu și Dumnezeu a putut să lucreze prin ei, nu numai pentru că au murit zilnic, dar pentru că în permanență au fost plini de prezența lui Dumnezeu. Un plus de prezența lui Dumnezeu. Adică, Iisus le spune așa ucenicilor. Imaginați-vă dacă noi acum îi judecăm, că voi cum de n-au înțeles, se certau, Iisus era gata să moară și ei se certau, băi, cine e în stânga, cine e în dreapta, cine e șeful, cine e mai mare, cine e prim-ministru, cine este secretar de stat. Și Iisus spune, nu știți de ce duh sunteți conduși. Adică Iisus mai avea puțin până la moarte. Și spune sora White în Cartea Faptele Apostolilor că după ce Iisus a fost răstignit, ei s-ar fi așteptat ca el să-i elibereze de romani, să-i ajute, cum ne așteptăm noi, să mă ajute cu asta, să mă ajute cu... Se așteptau să aibă un beneficiu de la rugăciune și de la Dumnezeu. Dumnezeu n-a venit să le dea confort în viața asta. A venit să le dea suferință în viața asta, dar să le dea viața veșnică. Noi ce vrem? Noi vrem confort în viața asta. De-aia nu avem minuni. Și că, frate, vreau și eu o minune. Eram în Andrews, în școală, și n-aveam bani de mâncare, n-aveam bani de drum, n-aveam mașină, n-aveam... Eram cu mașina apostolilor, pe picioare. Și vine la mine un coleg
Gianni și îmi zice, Pavel, de ce Dumnezeu face minuni pentru tine și nu face și pentru mine? Zic, foarte simplu. Zic, ai școala plătită? Da, o plătește conferința. Așa. Ai apartamentul plătit? Da, îl plătește conferința. Ai cărțile plătite? Da, le plătește conferința. Ai asigurarea de sănătate? Da, o plătește conferința. Îți mai dai 500 pe lună de trei? Da. Și rest, păi restul plătesc părinții tot. Zic, ok, dă-mi mie tot ce îți dă ție conferința și îți dau eu ție ce nu am eu nimic și atunci Dumnezeu face minuni pentru tine, că eu, tu acum n-ai nevoie de minuni, eu am. Mă înțelegeți? Ca să ai o minune, trebuie să ai o greutate. Ca să sece Domnul Marea Roșie, trebuie să fii la Marea Roșie cu egiptenii în spate. Noi vrem o minune fără o criză. Noi cam așa vrem. Să trecem înapoi la subiect. Dacă ne gândim la apostoli, spune sora White că s-au gândit, băi, credeam că o să ne libereze de romani, credeam că ne ajută, credeam că ne dă o viață bună, credeam cum vrem noi la rugăciune. Dar în realitate, uite, a venit și a murit și noi care credeam că El e Mesia. Și spune dânsa că au fugit în camera de sus pentru că le-a fost frică de farisei. Dacă l-au omorât pe el, acum o să vină să ne omoare pe noi. Și acolo au început să se roage. Și în timp ce se rugau, spune dânsa că au început să-și amintească de învățăturile lui Iisus. Foarte interesant. Au început să le vină în minte învățăturile lui Iisus. Și au amintit că le-a spus, voi muri cu tare, cu tare. Și au început să se roage pentru Duhul Sfânt. Și spune că în momentul în care Duhul Sfânt a venit, spune dânsa, în ghilimele, le-a iluminat mintea. Astea sunt cuvintele, le-a iluminat mintea. Și au înțeles profețiile care le citiseră în sinagogă de 1000 de ori, au înțeles profețiile, au înțeles cuvintele lui Iisus, le-au pus, s-au făcut conexiile în creier, le-au pus împreună. Și atunci au înțeles, măi, ăsta era mielul care îl sacrificam noi, n-a venit mai să ne aducă viață bună, a venit să moară. Ăsta era sacrificiu, ăsta era simbolul, ăsta, toate profețiile, când discutam, uite, niște câini mă înconjoară, mi-au luat cămașa și au tras la sorți. Asta era promisiunea, uite în Isaia, uite cu tare, uite în Psalm, uite. Au început să conecteze profețiile, să înțeleagă de fapt că Iisus pentru asta venise. Și spune dânsa că în clipa aia, în loc să se roage pentru protecția lor împotriva fariseilor, au început să se roage ca Dumnezeu să ierte. Și spune s-au umilit și s-au pocăit. Foarte interesant că dânsa spune așa, numai după ce s-au umilit, ascultați cu atenție ce am zis, ce s-au făcut? E un cuvânt foarte plăcut, umilit. Vai, ce aș vrea să mă umilesc, fraților? Mi-e așa de mie dor să mă umilesc, nu? Numai după ce s-au umilit, s-au pocăit de la toate lucrurile rele și spune dânsa după aceea, zice în paragraful următor, certurile dintre ei. Cuvântul folosit în engleză este bickering. Adică, tică, 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 nu? Certurile, cine e mai mare? Tu de ce zici asta? Dar tu de ce? Uite ce a zis fratele, uite ce a zis sora, uite cum se îmbracă fratele, uite toate judecățile alea. Și dânsa spune acolo că cei care se judecă unii pe alții arată caracterul satanei. Dumnezeu ne-a chemat să ne iubim, nu să ne criticăm unii pe alții. Frate, dacă judești pe altul, acum tău deja ai auzit ce se întâmplă. Ok. Și zice așa, s-au pocăit de toate diferențele dintre ei și apoi spune așa, ascultați cu atenție, deci prima s-au umilit, doi s-au pocăit, ascultați pe a treia, au devenit una. Și spune dânsa, numai după ce s-au umilit, s-au pocăit și s-au unit, numai după aceea a putut Duhul lui Dumnezeu să vină peste ei. Și apoi spune așa, numai cu condițiile astea vom primi Duhul Sfânt. Numai cu condițiile astea vom primi. Duhul Sfânt nu vine până biserica nu-i unită. Și Iisus asta s-a rugat în Ioan 17. Ultima lui rugăciune, mă rog ca ei să fie una cum tu și eu suntem una. Vă dați seama ce unitate totală, că ucenicii în loc să se certe între ei, acum se ajutau unul pe altul, se rugau unul pentru altul, plângeau unul pentru altul, se bucurau unul pentru altul, aveau totul în comun, erau ca o familie adevărată, bună. Numai în momentul în care s-au unit, ce ar fi să vezi așa în bisericile noastre? Să nu mai fie nicio ceartă, să nu mai fie nicio diferență. Zice, când veți fi una, atunci o să știe lumea că sunteți poporul copiii mei. Așa este? Într-o lume care este plină de ură, plină de egoism, într-o lume care nu se mai înțeleg democrați cu republicani, țărăniștii cu, știu eu ce-o fi prin România, n-am habar, nu contează. Într-o lume în care oamenii nu se înțeleg între ei, se vezi un grup de oameni într-o unitate absolut perfectă, o unitate perfectă. Îi trebuie o minune, frate, să vezi o unitate perfectă în biserică. Este așa sau nu? Ei, în momentul în care biserica se umilește, se pocăiește și se unesc împreună, atunci va veni ploaia târzie. Și acum vreau să vă spun
De ce nu se întâmplă treburile astea? De ce nu crește biserica? De ce nu avem noi pasiune pentru evangelizare sau pentru lucrare? Ce, hai să ținem evangelizare. Oh, frate, iar? De ce nu avem dorința asta? Vreau să vă spun care e problema reală. Dacă vă uitați cu atenție, să vă dau o poveste și apoi vă spun, ca să înțelegeți din poveste. Când ne-am mutat noi în America acum 100 de ani, când, în sfârșit, eram la început, n-am avut nimic nici acum n-avem prea mult, dar e ok. N-aveam carne de conducere, mergeam cu mașina ucenicilor. N-aveam carne de conducere, n-aveam credit card, nu aveam bani, nu aveam asigurare, în sfârșit. Și am terminat școala, am făcut bachelorul tot într-un an și o vară și după ce am terminat școala, am zis că mă duc la Andrew să-mi fac masterul. În decurs de un an, știți cum e, omul strânge lucruri. Deși nu aveam nimic, la început cu apartamentul gol, nici măcar mobilă, dormeam pe jos pe pătură, după aceea am strâns și noi acolo o masă, câteva scaune, o groază, de, cred că aveam câteva zeci de cutii de cărți, în sfârșit câteva lucruri. Am terminat școala și discut cu Dana, ce facem, trebuie să ne mutăm în Andrews. Și Dana zice, păi unde, că nu avem apartament în Andrews. Zic, nu știu. Zice, cu ce transportăm lucrurile? Nu știu. Zice, poți să închiriezi o mașină? Nu. De ce? Păi n-am carnet de conducere, n-am credit card să rentez mașina și n-am carnet de conducere să conduc mașina, nu pot. Și zice, păi n-avem apartament, n-avem mașină, n-avem bani să închiriem mașina, nu putem să o conducem, n-avem asigurare de așa, păi ce, cum ne mutăm? Zic, păi ne rugăm. Dacă Domnul vrea să ne ducem la școală, Dumnezeu va purta de grijă. Acum am primit o scrisoare de la școală și zice, săptămâna viitoare, numai ce s-au terminat clasele de toamnă, săptămâna viitoare începe anul nou școlar. Vă rugăm să părăsiți apartamentul că vin studenții noi. Aoleo, păi mai e o săptămână până începe Andrews. Ce facem noi acum o săptămână? Stăm în drum? Și un prieten de, așa, mai vecin acolo, care soția făcea, ai avea grijă de tatălui care avea 92 de ani, zice, băi, veniți la mine o săptămână până plecați în Andrews. Și zic, mulțumesc mult, lucrurile unde le punem? Păi puneți lucrurile în garajul meu. Ok, ne-am încărat noi cu mașina lui câteva lucruri acolo, le-am pus în garaj, ne-am mutat la el și am sunat la Andrews. Băi, fraților, vreau să vin și eu la școală. Și ce când? Săptămâna viitoare. S-au început să râdă, că băi, este o listă de așteptare de 6 luni. Adică nu-i niciun apartament, te înscrii acum și peste 6 luni poți să te muți. Zic, nu, că școala începe săptămâna viitoare. Și că aia, noroc bun, poți să stai în drum, nu există apartamente. În sfârșit, ne-a întrebat domnul Ralph, zice, cum vă mutați? Nu știu, aveți mașină? Nu. Aveți credit card? Nu. Aveți asigurare? Nu. Aveți carnet de conducere? Nu. Aveți apartament? Nu. Păi cum vă mutați? Zic, domnul va purta de grijă. Ne-am rugat, în sfârșit. Sună un șofer din Florida și zice lui Ralph, zice, trebuie să duc lucrurile a doi pastori care se mută din Florida la Andrews. Și ce m-a plătit conferința, jumate de camion, era un camion din ăla lung, un tir, jumate din camion se încarc cu mobila unui pastor și jumate de camion cu mobila altui pastor cu familie lor. Și Ralph zice, ai loc? Uite, e o familie de români, n-au decât câteva lucruri, ai loc să pui? Nu, n-am loc, păi ce am fost la primul pastor, am încărcat, trebuia numai jumate și ăsta a trecut de jumate. Ce mă fac la al doilea care e mai puțin de jumate? Zice, n-am loc. Bine, închide telefonul, peste 7 ore apare șoferul la ușă. Plouă, fraților, de ceas că e sfârșitul lumii, adică parcă erai sub furtunul de pompieri, plouă torențial. Și apare șoferul și spune lui Ralph, uite, am oprit la tine pentru că mătușa ta a trimis piesa asta de mobilă micuță, măsuța asta rotundă, deci am adus-o, ți-o las și plec mai departe, că m-am încă 7 ore de condus de aici până în Andrews, 7-8 ore. Și Ralph îi zice, zici că n-ai loc și pentru familia asta de români. Zice că, stai să spun. Am încărcat primul pastor și când m-am dus la al doilea, a zis că el nu se mai mută anul ăsta, că se duce la anul, la Andrews, așa că jumate de camion mi-a rămas liber, așa că poți să-i încarc pe românașii tăi. Și ce, cât costă? Deci, păi oricum, Florida, conferința din Florida a plătit tot camionul și eu drumul tot îl fac, așa că nu-i costă nimic. E o bucurie mare, Doamne ajută, Domnul să fie lăudat, haleluia, amin. Gata, ne ia cu toate lucrurile fără să ne ia bani. Și șoferul zice, nu vă iau. Păi de ce? Păi ne-a zis că nu-i. Păi plouă. Și dacă iei tu, uite, garajul e acolo departe, drive-ul e lung, dacă tu ți-ai mobila și cărțile de acolo până aici, le faci varză, poți să le arunci. Și ce, ploaia durează 5 ore după ce spune vremea. Așa că eu n-am să aștept mai mult de o jumătate de oră, nu pot să aștept. M-am pus frumos în drum acolo, era vis-a-vis de Mr. Ralph, era
un pastor bătrân, pensionar, Clark, lângă el era Mrs. Andrews, așa o chema, nu e școala Andrews, e o doamnă Andrews, și în sfârșit. Și lângă el era altă coană care era o profesoară de engleză pensionată. Toți trei, casă lângă casă, și în partea asta unde era Alf, era altă familie, în sfârșit, o doamnă mai bătrână, i-a murit soțul. Și erau în garaj, cu ușa deschisă, se uitau la noi. Și Mr. Clark, așa un pastor scund, așa ca Danny DeVito, atâta, strigă la mine, că Pavel, să nu-ți aduci mobila pe ploaie, că se face praf și cărțile poți să le arunci dacă le aduci pe ploaie, nu mai trebuie să le muți, se fac praf, băi, așteaptă să treacă ploaia. M-am dus frumos în spatele camionului, m-am pus pe genunchi în ploaie și am zis, Doamne, te rog din inimă, nu-ți cer un moft, am o nevoie reală, nu pot să mă mut în Andrews dacă nu se oprește ploaia. Dacă tu ai trimis camionul ăsta, te rog să oprești ploaia. S-a oprit ploaia. Ne-am apucat repede să încărcăm, am încărcat acolo în vreo oră, am terminat tot. În clipa în care șoferul a închis ușile din spate, în secunda aia a început să plouă. Încât șoferul din spatele mașinii până la ușă la șofer s-a udat. În clipa aia, Mr. Clark, pastorul scund pensionar, a început să sară. Am crezut că are arcuri la picioare, a început să facă așa. Ce, wow! Wow! Sărea și pătea din palme. Wow! M-am uitat la zic, măi omule, ești ok? Și bătea din palme. Wow! În viața mea n-am văzut așa ceva! În viața mea n-am văzut! Ziua următoare, noi eram gata. Am dat un telefon la Andrews, aveți apartament? N-am. Mă sună șoferul, zice, unde să-ți duc mobila? Unde e adresa? Zic, păi n-am apartament. Șoferul zice, păi și eu ce fac cu ea? Păi zic, mă rog. Și zice, te rog frumos, roagă-te serios, că m-am încă 5 ore de condus și nu știu unde să-ți duc mobila. Am sunat la Andrews dimineața și mi-au zis că un student din Africa, părinții au avut un accident și a plecat înapoi și că e un apartament liber. L-am sunat pe șofer, zic, uite, ăsta e apartamentul, acum l-am primit, acum o jumătate de oră. În sfârșit, mă duse, mi-au rămas bun de la vecini și Mr. Clark, bătrânul ăla scund, făcea, în viața mea n-am văzut așa, sunt ocupat. Zic, ce faci? Mă duc la vecini. Ce să faci la vecini? Se duce la vecini și că ați văzut ce s-a întâmplat? Zice, am văzut cu ochii mei, ce extraordinar. S-a oprit ploaia, au încărcat, a pornit ploaia. Zice, este extraordinar, e real, i-am văzut eu cu ochii mei. Zice, e extraordinar. După aceea, zice, următorul spune și la urmă, zic, bă, omule, ce faci? Ce nu pot să tac? Zice, asta, chestia asta, nu trebuie să o spun la toți. Vreau să vă întreb, de ce era omul ăsta atât de entuziasmat? Avea atâta elan și pasiune și energie la vârsta lui de n-am văzut în viața mea. De ce era omul ăsta așa? Pentru că văzuse cu ochii lui. Ce spune Ioan? Zice, ce am văzut cu ochii noștri, aceea vă spune și vouă. De ce nu suntem noi entuziasmați? Pentru că noi avem o teorie de credință, dar nu avem o relație personală. Noi n-am văzut cu ochii noștri puterea lui Dumnezeu. Și dacă noi n-am văzut, cum putem să pretindem altora să aibă entuziasm dacă eu nu am? Cum pot să le dau altora speranță când eu sunt fără speranță și trist? Vin la adunare și cânt, ce fericire am pe Iisus. Cum mă, frate, dai tu speranță cuiva când stai mortul? Cum putem noi să convingem oamenii să se pocăiască când noi nu ne-am pocăit? Cum putem să convingem oamenii să aibă o pasiune despre relația cu Dumnezeu când noi nu avem o pasiune? Vorba pastorului Michael Getz zice, sure. Cum putem noi, măi fraților, să aducem pe cineva la un Dumnezeu pe care noi nu-L cunoaștem? Ce spune Ioan? Ce am văzut cu ochii mei, ce am experimentat, ce am gustat, asta vă spun. Nu poți să dai ce nu ai. Ca să convingi pe alții, trebuie tu să fii plin de puterea lui Dumnezeu. Numai atunci ai putere, când tu ești deja umplut și dă pe din afară. Omul ăsta avea atâta entuziasm pentru că el văzuse cu ochii lui. Ce spune Iisus? Voi sunteți martorii mei. Eu n-am văzut în viața mea un martor să meargă la tribunal și să zică judecătorul, ia spune-mă ce ai văzut. Păi, n-am văzut nimic. Cutare a văzut, care i-a spus lui cutare, care i-a spus lui cutare, care i-a spus lui cutare și ăla mi-a spus mie. Păi tu ești mă afară că tu nu poți să fii martor. Tu nu poți să fii martor decât dacă vezi cu ochii tăi, altfel nu se pune mărturia ta. De-aia nu suntem noi martori. Ce am văzut cu ochii mei, ce am experimentat în viața mea, l-am gustat pe Iisus, de-aia nu pot să tac din gură. Dumnezeu ne cheamă să avem o experiență reală, personală. Numai atunci avem putere. Vreau să vă spun, asta spune îngerul în Matei 28, femeilor. Iisus a murit, ucenicii plângeau în camera de sus și erau disperați, o să murim și noi.
Și femeile se duc dimineața la mormânt, ce se facă? Aveau acolo niște... Ce aveau acolo? Niște mirodenii, niște uleiuri, niște balsamuri pentru trupul lui Iisus mort. Acum noi știm povestea. Noi știm povestea, dar... Dar dacă v-aș spune eu acum, băi, hai să mergem la mormânt. Și vă duceți la mormânt și o groapă acolo și stă cineva ce, băi, ce, azi dimineața a ieșit așa din pământ și s-a plecat. Ați crede? Când s-au dus femeile la mormânt, îngerul îi spune, ce, nu mai ești, de ce? Cine l-a luat? Păi a înviat. Păi noi acum știm povestea, dar ele nu știau, cred că au rămas în șoc. Ce? Ce a înviat? La care, ce? Deci nu puteau să creadă ce auzeau. Și îngerul ce le spune? Ce le spune îngerul? Că noi spunem, ce marea comisiune, cum se numește în română? The Great Commission. Marea trimitere. Duceți-vă și spun-le tuturor. Nu le-a spus așa ceva îngerul. De-aia n-avem noi succes în lucrare. Hai frate să spunem. N-ai ce să spui, măi frate, că n-ai văzut. Până nu vezi cu ochii tăi, nu poți să spui nimănui. Ce le-a spus îngerul în Matei 28? Veniți și vedeți. Și apoi în versetul următor, și după aceea duceți-vă și spuneți-le tuturor. Nu poți să spui nimănui până nu vezi tu întâi. După ce ai văzut tu întâi, atunci de-abia poți să spui și altul. Ceea ce am văzut cu ochii mei, aia spun și ție. Lucrarea merge numai când tu personal experimentezi pe Dumnezeu într-o relație reală și sinceră. Până tu nu te dedici cu totul, cu prețul vieții, fără rezervă, și îl guși pe Dumnezeu, nu poți să spui altuia să-l guște. Hai mă frate, n-ai vrea să-l experimentezi. Păi stai puțin despre ce vorbim, că nici tu nu știi de ce vorbești. În realitate, noi avem entuziasm numai când avem o relație și o experiență personală. Numai atunci avem puterea să le transmitem altora. Vreau să vă mai... Să continui puțin cu ucenicii, să vă mai dau... prezentarea asta ține 4-5 ore și noi nu o să avem atâta, să încerc să vă dau ce e important. Vreau să continui puțin. Iisus vorbește cu ucenicii și zice, e mai bine pentru voi dacă plec, stai puțin, ia o pauză. Cum să fie bine dacă pleci? Fie mai bine pentru voi dacă plec, că dacă plec vă voi trimite mângâietorul, în engleză comforter, vă voi trimite mângâietorul care va fi cu voi și vă va conduce în toate. Ce înseamnă în toate? O traducere zice în tot adevărul, în altă traducere zice în toate lucrurile. Și în realitate, în greacă, se referă la absolut toate lucrurile. Vă va conduce în toate. Ce înseamnă în toate? Cam cât la sută? Cât, fraților, ați mâncat în seara asta? Cam cât la sută? Deci, fără Duhul Sfânt, nimic nu merge bine. Noi trebuie să fim conduși de Dumnezeu în toate lucrurile. Și acum, Iisus le-a spus așa. Duceți-vă în toată lumea, așa le-a spus? Nu le-a spus așa, fraților. Dumnezeu le-a spus așa, așteptați în cetate și rugați-vă. Așteptați în cetate până veți primi putere. Atunci când va veni Duhul Sfânt, veți primi putere, atunci mergeți în Ierusalim, Iudeea, Samaria și până la... Ucenicii au ascultat de Dumnezeu. În loc să plece, Elon White spune, și o să vă dau paragraful, spune că au ascultat, chiar așa spune, au ascultat de comanda, n-a fost o sugestie, măi, dacă vreți și voi, poate că... A fost o comandă, așa aici, au ascultat de comanda lui Iisus, au așteptat și s-au rugat. Au așteptat și s-au rugat. Acum vreau să trec la un lucru foarte practic. Câți ucenici erau atunci? Câți au rămas? În total, câți oameni erau acolo, în camera de sus? Câți? 120, mai mult sau mai puțin, poate că mai erau și câteva femei, poate că mai erau și, zicem așa, în jur de 120, 130, 140, dar nu mai erau 700 sau 1000 sau, era o mână de oameni. Cât ar fi aici 120? Hai să vedem. Dacă iau așa numai un sfert de rând până sus, probabil că ar fi vreo 120, nu știu că nu i-am numărat, nu contează. Dacă vă spun eu la grupul ăsta de 120 sau 130, poftim, câți ori fie aici, sau 70, dacă alegem de aici 120 de oameni și vă spun, mergeți evangelizați, nu numai Brașovul, și Bucureștiul, și Timișoara, și Craiova, și știți ceva, toată România, și nu numai România, evangelizați și Germania, și Austria, și Belgia, și Olanda, știți ceva, evangelizați toată Europa, știți ceva, și Asia, și Australia, și China, și India, și... Ați putea să faceți treaba asta, grupul ăsta, ați putea sau nu? Da sau nu?
E imposibil. Ucenicii nu aveau bani, nu aveau Facebook, nu aveau televizor, nu aveau tren, nu aveau mașină, erau persecutați, o mână de oameni, cum să evangelizezi tot globul? E imposibil, frate. Dar Iisus le-a spus așa: nu încercați să faceți lucrarea lui Dumnezeu în putere și metode umane. El nu mai spune motivul pentru care noi fail, motivul pentru care noi nu avem succes. Este pentru că ne încredem prea mult în metode și strategii umane și prea puțin în puterea și promisiunea lui Dumnezeu și înțelepciunea lui. Iisus le-a spus: nu încercați, nu vă duceți, măi, nu încercați, măi, rămâneți în cetate și rugați-vă. Doamne, cât să ne rugăm? Uite, avem un program, în ianuarie ne rugăm săptămâna de rugăciune, 7 zile. Doamne, e bine ce zici, 7 zile, îți dai seama ce credincioși suntem noi? Nu? Dumnezeu nu le-a spus, măi, 7 zile. Bine, avem alt program, e în aprilie, 10 zile. E bine? Și 10, ăsta e mai sfânt ca ăla, că ăla s-a rugat 7, ăsta s-a rugat 10. Știți, dai seama, deja are aureolă în jurul capului. 10 zile, Doamne. Dumnezeu nu le-a zis 10. 40 de zile, ca Moise, sfinți. Nu le-a zis 40. Ce le-a zis Dumnezeu? Rugați-vă? La alt verset. Până, rugați-vă până veți primi. Asta e, fraților, rugați-vă până. Ce înseamnă până? Adică femeia care s-a dus la judecător avea un număr, 7 zile mă duc. Sau cât trebuia să se ducă femeia la judecător? Până îi se face? Adică dacă nu îi se face dreptate după 2 drumuri, ce faci, renunți? Dacă nu se face dreptate după 10 drumuri, ce faci, renunți? Asta fac oamenii ăștia. Mă sună frații și zice: frate Goia, ne-am rugat cu toată biserica o săptămână și nu s-a întâmplat nimic. Cred că ne oprim. Și eu le spun: da, fraților, și eu am auzit de cineva care a mers la facultatea de medicină o săptămână și s-a supărat că nu l-au făcut doctor. Păi nu? Că așa vrem noi. Am auzit că cineva s-a pregătit pentru Jocurile Olimpice o săptămână și apoi a pierdut jocurile. Băi, frate! Așa vrem noi, nu? Nu înțelegem că viața spirituală nu e o chestie de o săptămână. Când Dumnezeu zice rugați-vă neîncetat și sora îi spune în calea către Hristos că rugăciunea este respirația sufletului, eu n-am auzit pe nimeni de când eu să respir o săptămână și apoi să rămână în viață. Dacă vrei să trăiești, respiră, frate. Dacă vrei să trăiești spiritual, roagă-te, frate, pentru că în momentul în care te-ai separat de Dumnezeu, spune sora aia că este declension și death, spiritual death, adică decazi și mori în momentul în care ai rupt relația, firul, cu Dumnezeu. Iisus le-a spus rugați-vă fără încetare. Rugați-vă. Iisus se ruga așa. Rugați-vă fără, nu o zi, nu o săptămână, nu 40 de zile. Rugați-vă neîncetat. Rugați-vă neîncetat. Rugați-vă, rugați-vă. Cât? Până primiți Duhul Sfânt. După aceea continuați să primiți putere mai mare. Să primiți putere mai mare, să primiți putere mai mare. Ca Duhul Sfânt să vă ia o parte din inimă, după aceea mai mult, până la un moment dat îți predai toată inima și atunci Duhul Sfânt poate să nu numai să te transforme pe tine, poate să te folosească pe tine să-i salvezi pe alții. Dar în momentul în care tu te-ai oprit, mai poate Duhul lui Dumnezeu să lucreze dacă tu nu-L mai lași să lucreze pentru că nu mai ești legat de El, nu mai ești în control. Iisus asta le-a spus, rugați-vă până veți primi o putere. Atunci când primiți Duhul Sfânt, de-abia atunci duceți-vă în toată lumea. Ucenicii au ascultat, s-au rugat până a venit Duhul lui Dumnezeu. Când a venit Dumnezeu, zice Iisus, când veți primi Duhul Sfânt, veți primi o putere. Când a venit Duhul, a venit puterea. Atunci s-au dus. Așa se explică ce spune sora White, că zice, în scurt timp, spune dânsa, și versetul ăsta e foarte interesant, au întors lumea cu susul în jos. Adică au dat peste cap globul ăsta. O mână de oameni n-au dat peste cap un oraș sau o țară. O mână de oameni au dat peste cap un glob. Au ajuns la toată lumea cunoscută pe vremea aia. Gândiți-vă la Pavel, gândiți-vă la Petru. Câtă putere! Adică Dumnezeu poate să ia un om. Poate să ia un Pavel, poate să ia un Avraam, poate să ia un om, un Petru. Și să schimbe globul ăsta, dacă omul ăla se roagă, e plin cu puterea lui Dumnezeu, ce nu poate să facă o armată de oameni, 1 milion de oameni, Dumnezeu poate să facă printr-unul care se consacră și se roagă. Pentru că nu e puterea lui, e puterea lui Dumnezeu. Ce-ar fi dacă toată biserica, fiecare, dacă fiecare s-ar consacra, ar fi plin de puterea lui Dumnezeu, ar renunța cu totul la sine, ar muri cu totul față de sine și Dumnezeu ar lucra prin el cum a lucrat prin Pavel. Ce-ar fi? Imaginați-vă că am terminat lucrarea și am merge acasă. Dar pe pământul ăsta se nasc în fiecare an 140 de milioane de babies, de noi născuți. 140 de milioane de oameni se nasc. Păi noi, Biserica Adventistă, avem numai 23 de milioane. Cum putem noi să evangelizăm nu numai pe ea care sunt în viață, dar încă 140 de milioane care se adaugă pe an?
Cum putem noi în putere umană, mai puțin în cazul în care primim ploaia târzie? Spune Sorait că ucenicii au primit ploaia timpurie, că în puterea umană n-ar fi putut să evangelizeze lumea. Dar când Duhul Sfânt s-a revărsat, spune dânsa, mi s-au botezat, chiar așa spune, mi s-au botezat în fiecare zi, în fiecare zi. 3.000 astăzi, 5.000 mâine, luni 2.700, marți 7.200, miercuri 3.500, joi, la un moment dat, vă dați seama să avem atâtea botezuri, că pastorii, să vină vreo 20 de pastori să stea aici, că e doar mâine de atât, you know? Și să treacă, să ia ture și trece următorul și când nu mai poate se duce, se culcă puțin în spate, trece următorul și vine dimineața, că stai boțea, frate, păi numai 700 și mai sunt încă 5.000. Vă dați seama ce lucru minunat? De ce nu se întâmplă așa? Păi să vă spun, ăștia nepocăiți, ăștia din lume, ăștia nu vor să se pocăiască. Asta e vina. Așa credeau ucenicii când Iisus vorbea cu femeie de la fântână. Și zice, ți-am adus mâncare. Zice, mâncarea mea nu e asta. Și vă spun că roadele sunt gata. Și spune așa aici, secerișul este copt, este gata. Care e problema? Nu sunt? Fraților, Dumnezeu nu are o problemă de seceriș. Secerișul e gata. Dumnezeu are o problemă cu lucrătorii, fraților. Deci rugați-vă ca Domnul să convertească lumea sau să convertească lucrătorii. Cine trebuie convertiți? Nu știu dacă ați auzit într-o predică mai veche, cuvântul folosit acolo în greacă este ekbalo. Știți ce înseamnă ekbalo? Rugați-vă ca Domnul să trimită lucrători. Nu este. Ekbalo nu-i să-i trimită. Să trimită este alt cuvânt cu totul. Ekbalo e cuvântul de a arunca cu forță și se folosea când aruncau pietre să omoare pe cineva și se mai folosea când Iisus scotea demoni. Ekbalo, scotea demonii cineva, arunca demonii afară. Deci rugați-vă ca Domnul să arunce lucrătorii că nu vor să se ducă. Auzi, nu vor să se ducă. Să-i arunce în lucru sau să scoată demonii din ei pentru că oamenii sunt deconfortabili că n-au chef de lucru. Și trebuie Dumnezeu să scoată orice fel de distorce care le atrage atenția, să le spună, băi, vine Domnul, încheiați-vă lucrarea mai. Frații mei, trebuie să mă uit la ceas, că am promis că nu trec peste timp, mai am puțin. Praise the Lord, hallelujah. Ok. Și vreau să vă spun, Pavel spune așa, nu vreau să știu între voi nimic altceva decât pe Hristos și pe El cum? Ce înseamnă asta? Despre sine, Pavel spune, și vreau să știu pe el și să mă fac una cu moartea lui. Să mă fac una cu moartea lui. E un cuvânt extraordinar. Dacă vreți maturitate spirituală, dacă vreți o relație cu Dumnezeu, trebuie să aveți o dorință de a muri față de sine și să vă rugați zilnic, Doamne, este un lucru extraordinar de greu, dar îți cer să mă ajuți ca astăzi să mor față de sine. Ajută-mă să mor. Câți dintre noi se roagă rugăciunea asta cu sinceritate? Doamne, e o chestie foarte grea, dar te rog, cât de dureros ar fi, îți dau permisiunea, îți dau voie, că Dumnezeu respectă voința noastră, Dumnezeu nu ne forțează, aici alegeți. Îți dau voie, îți dau consentul meu să faci ce vrei cu mine astăzi, cât de tare m-ar durea, să mă ajut să mor față de egoismul meu, să mor față de părerile mele, să mor față de mine, să nu mai fiu în control, ci tu să controlezi viața mea și să mă folosești cum vrei. Și să renunți la orice vrei tu, cu orice preț, inclusiv în viața. Cine se roagă așa? Numai când te rogi așa, Dumnezeu poate să lucreze, să te crească și să te folosească. Din cauza, Dumnezeu nu lucrează din faptul că noi nu murim față de noi înșine. Mai mult decât atâta. El nu ai spune așa, că zice, noi ne rugăm, dar nu ne rugăm cu toată inima. Vreau să vă spun la chestia asta, eram într-oeva unde o țară, nu vă spun țara, nu pot să vă spun, și m-am întâlnit cu pastorii. Am avut training, cum se zice, pregătire cu pastorii și discut cu ei și le spun, vreau să vă întreb, de ce nu vă rugați așa? Faceți rugăciuni, Doamne, îți mulțumesc că ai fost cu mine noaptea asta, te rog să fii cu mine și astăzi, te rog să da, amin. Înger, îngerașul meu, ta. Sună frumos, nu? Așa, poetic. Zic, de ce nu vă rugați așa? Și zic, vreau să fiți sinceri. Și ridică un pastor, mâna, ce ca ei să fim sinceri? Ce o să fiu foarte sincer. Mi-e frică să mă rog așa. Zic, aoleu, de ce ți-e frică, frate? Și dacă mă rog așa, cine știe ce face Dumnezeu? Și nu știu dacă sunt dispus să ascult.
Dacă mă predau cu totul și spun, Doamne, fă-i ce vrei, poate Dumnezeu zice, uite, mută-te de ei, sau uite, fă-i cu tare, sau un lucru care nu e confortabil. Nu sunt sigur că sunt dispus să fac treaba asta. Deci mi-e frică, prefer să mă duc la adunare și să mă rog cum mă rugam. Înțelegeți de ce nu ne rugăm noi așa? Să fim sinceri, pentru că noi ne temem de o schimbare. Noi toți zicem, trebuie să ne schimbăm, frate, vai ce frumos sună, trebuie să ne schimbăm. Păi eu să vă spun ceva, numai când schimbă soția mea lucrurile prin casă și mă enervez, mă supăr. Zic, mă, Dana, lasă-le mă locului, că stăteau bine cum erau. Ce trebuie să le schimbi? Mie nu-mi place nici măcar să schimb mobila, cu atât mai mult să mă schimb eu. Nu? Dacă mi-a copiii sculele, zic, bă, pune-le la loc unde au fost, te rog frumos să nu le mai ai. Nu-mi place să schimb nimic, totul să fie acolo unde este. Nu ne place, fraților, schimbarea. Cu atât mai mult să murim față de noi, să-i dăm permisiunea lui Dumnezeu să ne schimbe viața. Cine știe ce vrea Dumnezeu dacă nu sunt pregătit? Până nu suntem dispuși la o schimbare radicală, la o moarte față de sine, Duhul Sfânt nu poate să ne ia în control și nu poate să ne schimbe și nu vom putea mântuiți. Iisus spune, ce vrei să fii ca mine, să fii ucenicul meu? Renunță la tot, ia crucea și urmează-mă. Cine e dispus să renunțe la tot? Noi vrem o mântuire fără să renunțăm la tot, așa renunțăm și noi la câteva, unde e confortabil. Unde nu e confortabil, Domnul e iubire, lasă că mă mântuiește Domnul și așa. Dumnezeu ne cheamă la sacrificiu și renunțare totală. Nimeni nu va merge în cer care nu e dispus să renunțe. Lucrul la care nu renunți, ăla e Dumnezeul tău. Dacă îl iubești pe Dumnezeu cu toată inima, cu toată puterea, cu tot sufletul, cu toată tăria, cu tot, mai presus de orice, dacă îl iubești pe Dumnezeu mai mult decât orice, înseamnă că îl iubești mai mult decât serviciu, îl iubești mai mult decât viața și te predai cu totul. Eu nu spun că Dumnezeu o să spună, băi, trebuie să mori sau băi, trebuie să-mi dai mie casa. Poate că nu. Dar orice spune Dumnezeu, aia trebuie să faci. Și dacă e vreun lucru la care ai, cum se zice în engleză, second thoughts, adică eziți, dacă e vreun lucru la care, nu știu, să renunți la ăsta și ai o ezitare, lucrul ăla îl iubești mai mult decât pe Dumnezeu. Ăla este Dumnezeul tău, ăla este idolul tău. Pentru că oricare lucru la care nu ești dispus să renunți, înseamnă că pe ăla îl pui pe o valoare mai mare decât pe Dumnezeu. Pentru că dacă l-ai pune pe Dumnezeu primul, toate celelalte nu mai au valoare. Pavel spune, consideră toate celelalte lucruri, cum? Gunoi, frate, știți care e cuvântul acolo? Scubalo. Știți ce înseamnă scubalo? Nu înseamnă gunoi, frate. Înseamnă excremente de animale, așa se traduce. Adică consideră toate lucrurile gunoi. Manure, cum să zic eu, compost. Sunt gunoi toate, comparat cu prețul de a-L avea pe Iisus. Îl iubesc pe El mai mult decât viața mea. N-am nicio problemă să renunț la casă sau la viață când e vorba de Iisus. El a renunțat și a murit pentru mine, de ce n-aș renunța și eu să mor pentru El, nu? Dacă Dumnezeu a murit pentru mine, cine sunt eu să nu mor pentru El? Orice lucru la care nu renunți, ăla-i Dumnezeul tău. Zice, păi frate, noi n-avem idoli. O, frate, avem grămadă. Pentru că spune așa Biblia, unde este comoara ta, acolo e și inima ta. Și Iisus spune, cine nu-i cu mine? Sună cam dur. Gândiți-vă la tânărul bogat. Doamne, țin toate poruncile, mă duc la adunare, cânt la cor, predau la școala de sabat, mă duc la chiar meeting, cânt cum baia, mă rog frumos. Țin toate poruncile, Doamne. Și știu starea omului în moarte, păcat că nu știe starea omului în viață decât în moarte. Știu starea omului în moarte și știu cele 2300 de zile și nopți profeția și știu cu tare și știu cu tare. Și Iisus a spus, vinde tot ce ai și urmează-mă. Stai puțin. N-ajunge că mă duc la adunare, simt poruncile și nu mănânc porc? N-ajunge, te rog frumos. Ce a spus Iisus? Renunță la cât? Cine e dispus să renunțe la tot? Dacă vreți să știți condiția ca Dumnezeu să facă minuni în viața dumneavoastră și prin dumneavoastră, trebuie să renunțați la tot zilnic. Absolut zilnic. Paul zice, mor zilnic. Trebuie să renunțați la tot zilnic și atunci Dumnezeu poate să conducă zilnic. Pe măsura la care renunți, pe măsura aia Dumnezeu te conduce, pe măsura aia te folosește. Când toată biserica va muri față de sine, spune sora White în viziunea aia că la început nu au vrut să renunțe la nimic, dar pe măsură ce mergeau spre cer, erau greutățile mai mari, calea mai îngustă și ce trebuie să facă ei? Vă amintiți viziunea? Ce a trebuit să facă? Să mă arunce din? Și mai sus ce a trebuit să facă? Până la urmă aruncă renunța la tot, și la măgar, și la cal, și la tot. Nu? Fraților, cine nu învață să renunțe, nu intră în cer. Și ce câștigă un om dacă le are toate și pierde viața veșnică? Pentru că noi nu suntem, asta nu este țara noastră, noi nu suntem aici permanent. Asta e o chestie temporară. Ieri am avut 20 de ani și azi am aproape 60 și poi mâine cântă după mine. Pa, 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 pam, pa, pam, pam.
chestia asta trece, băi, frate, trece ca vântul, ca iarba, trece ca iarba. Și mâine ajungi la 90 de ani și zici, băi, cum a trecut viața? Numai anul trecut, ce, adică auzi, ieri a fost Crăciun și mâine iar e Crăciun. Trece timpul, zboară ca vântul. Și vine Domnul, uitați-vă în prejur, uitați-vă la crize, dacă aș ști anumite din evenimente, dacă aș ști ce se precipită acum, ce se întâmplă în lume, dacă aș ști discuțiile care sunt prin congrese, dacă am avea timp să discutăm o parte din ele, tot ce se întâmplă. Adică, spune Solai că vor fi în succesiune rapidă, adică tâm, una după alta. N-o să ai timp, oamenii o să-și dea sufletul de groază. Biblia spune că va fi o criză ca niciuna în istorie, adică mai mare decât COVID-ul, mai mare decât războiul mondial, ca niciuna în istorie, oamenii își vor pierde mințile. Când vine criza aia, crezi că te schimbi? Nu, mai frate. Dacă vrei să renunți, renunți azi la una mică și spune Solait că renunțarea, zice dânsa surrender, zice it's a lifelong process, renunțarea este o chestie de zi cu zi și spune dânsa în paragraful ăla, renunți azi puțin și când vezi că Dumnezeu îți poartă de grijă și te iubește, mâine ai curaj și renunți la mai mult și spune dânsa crești și înveți să surrender, să renunți. Și așa cum renunți câte puțin, câte puțin Dumnezeu te dezvoltă spiritual până ești dispus să ai încredere în El, să renunți cu totul, să te pui în mâinile Lui, să-L cauți pe El mai presus de orice și să-L ai grijă că El, să crezi cuvântul Lui că El va purta de grijă de celelalte. Asta este o creștere, e o creștere, nu se întâmplă așa, pâm, o bombă și cei dintr-o dată e sfânt, uite ăsta acum, nu se întâmplă, frate, e o creștere, cum cresc copii, așa creștem noi spiritual. Și dacă nu începi să crești azi, când o să crești? Dacă nu înveți să ai ulei azi, când o să ai ulei? În criză? Vine Iisus în curând. Lucrurile astea o să aleagă praf, o să le ardă focul pe toate. Eu nu zic să renunțăm la case, la mașină, dacă vreți să renunțați, puteți să mi le dați mie toate și gata, nicio supărare. Am glumit, fraților. Eu nu zic să renunțăm la ele în sensul că hai să ieșim toți din case, ci să fii dispus, orice ar zice Dumnezeu, să faci fără nicio ezitare. Să îl pui pe Dumnezeu pe primul loc, mai presus decât viața, mai presus decât serviciu, mai presus decât sănătatea, mai presus decât orice, să nu pleci din casă până nu ai avut timp de calitate pentru studiu, pentru rugăciune, pentru comuniune, până n-ai petrecut timp cu El. Dacă Iisus se trezea dis de dimineață când era încă negură și petrecea timp în rugăciune, cu cât mai mult noi care suntem ființe umane slabe, cu cât mai mult noi ar trebui să petrecem timp în rugăciune până suntem plini de prezența Lui, ca Satana să nu aibă niciun acces la noi, ca să fim controlați de El în ce vorbim, în ce facem, în fiecare pas, controlați. Și dacă nu învățăm să umblăm cu Dumnezeu azi, când o să învățăm, frate? Că uitați-vă împrejur, vine Domnul. Când învățăm? Păi e vorba aia, ce mă, învăț să mă lupt de război cu o noapte înainte de a fi atacat. Nu mai, frate. Creșterea spirituală este o experiență de o viață. Nu este o experiență de o zi sau de o lună. Este o experiență de o viață. Trebuie să învățăm să umblăm cu Dumnezeu în fiecare zi. Azi, mâine, poi mâine, răspoi mâine. Încă o dată, vine Domnul. Nu mai e timp. Trăim evenimentele finale. Dumnezeu ne cheamă prin, spune Sorai, prin toate lucrurile care se întâmplă, Dumnezeu avertizează poporul să se trezească. Așa spune paragraful. Prin toate lucrurile care se întâmplă în jurul nostru, Dumnezeu își cheamă copiii, își cheamă biserica, așa cum i-a chemat înainte de potop, așa cum i-a chemat înainte de căderea Ierusalim. Când vedeți Ierusalim înconjurat, Dumnezeu își cheamă acum copiii să se trezească, să o ia în serios. Vine Domnul, e timpul să o luăm în serios cu credința. Nu să avem o credință de forme, anemică, să ne jucăm de-a credința. E timpul să avem să fim serioși când e vorba de rugăciune, să fim serioși când e vorba de studiu, să fim serioși când e vorba de consacrare. Și în rest, nu-i treaba ta să te schimbi, să schimbi inima, că tu nu poți să o schimbi. Am încercat eu când ne-am căsătorit să schimb nevasta și vă spun eu sigur că n-a mers bine. Și după aceea am lăsat-o în pace și a mers bine. Dumnezeu nu te-a chemat să-L schimbi pe altul, nici măcar să te schimbi pe tine. Te-a chemat să te consacri și El schimbă inima. El îți ia inima de piatră și îți dă una de carne. Dar e datoria ta ca zilnic să chem prezența Lui, zilnic să te predai, zilnic să renunți la toate, zilnic să fii dispus să-L lași pe El să facă ce vrea, indiferent cât de mult ar durea operația. Zilnic să te predai cu totul, viața ta, familia ta, serviciul tău, cu totul. Și să fii gata când Dumnezeu zice pleacă să pleci, când Dumnezeu zice stai să stai. Când se muta norul, se muta Israelul. Când se oprea norul, se oprea Israelul. Să fii dispus să mergi cu Dumnezeu. Ce face El, aia faci. Ce zice El, aia zici. Să înveți să umbli cu El. Numai așa te pregătești pentru cer. Fraților, am reușit să facem două slide-uri din 127. E bine. Domnul să fie lăudat. Timpul meu s-a dus, am promis că termin la
9:50, mai sunt 2 minute, vreau să mă țin de cuvânt. Vreau să vă spun, înainte să terminăm și să facem o rugăciune, vreau să vă spun că toți oamenii de credință, nu numai Moise, toți, în Vechiul sau în Noul Testament, și după aceea, vorbim de Sorai, vorbim, toți oamenii de credință sunt oameni care au avut o viață de rugăciune. N-au avut o viață de rugăciune să se roage dimineața și seara, că zice, trebuie, nu pot să plec, trebuie să-mi fac rugăciunea de dimineață, gata, am făcut-o, am scăpat. N-au avut o viață de rugăciune ca o datorie, ca o rutină, ci au avut o viață de rugăciune în sensul de a comunica cu Dumnezeu continuu. Rugați-vă neîncetat, în sensul de a fi conectați tot timpul. Nu numai că au avut o viață de rugăciune continuă, dar toți oamenii ăștia de credință au avut o consacrare zilnică. Mai mult decât atât, toți oamenii ăștia de credință s-au uitat pe sine și l-au pus pe Dumnezeu și lucrarea lui și onoarea lui pe primul loc. Dacă vreți să experimentați puterea lui Dumnezeu, Dumnezeu vă cheamă la experiența asta astăzi, nu mâine. Astăzi. Trebuie să vă rugați în fiecare zi, să ziceți, Doamne, te rog din toată inima, vino astăzi în inima mea. Te rog, ajută-mă să mor față de sine, față de mine, ajută-mă să renunț la mine și să fiu controlat de puterea și de voința ta. Ajută-mă să umblu cu tine, să te ascult pe tine și să mă încred în tine. Doamne, mă predau cu totul, îmi predau ființa întreagă, îmi predau viața, familia. Te rog, Doamne, ia-mă tu în stăpânire că singur nu pot. Încercați și vedeți. Când vă rugați așa, o să vedeți că Dumnezeu începe să lucreze. Nu o să vă placă foarte mult la început, pentru că lucrurile nu mai merg cum vrem noi și când merg cum vrea Dumnezeu, nu prea face sens. Niciodată când Dumnezeu spune să faci ceva, nu e confortabil. Niciodată. Când e confortabil, aia e mintea ta. Când îți spune Dumnezeu, totdeauna nu e confortabil. Dar o să vedeți că dacă l-ascultați, Dumnezeu lucrează mai bine decât vă imaginați. Gustați și vedeți ce bun e Domnul. Vreau să vă invit pe toți. Aveam o istorioară să vă spun la sfârșit, dar nu mai e timp. Asta mai e zi și mâine. Așa e cea ta, ce nu spui azi, poți să spui și mâine. Vreau să vă invit pe toți să luați un minut, să vă plecați capetele și să vă rugați personal, în tăcere. Să ziceți, Doamne, înțeleg că Tu mi-ai vorbit prin mesajul ăsta. Dați-i drum, puteți să cânte muzică. Ia, nicio problemă. Înțeleg că Tu mi-ai vorbit în seara asta. Vreau să mă predau cu totul. Nu știu cum să fac, dar cer ajutorul Tău. Ajută-mă de aici înainte și mâine și poimine să mă predau în fiecare zi. Și rugăciunea asta, rugați-o, spuneți-o în fiecare zi. Începem, trebuie să începem de acum, de azi, astăzi este ziua mântuirii. Astăzi, dacă auzi glasul lui, nu vă împietriți inimile. Dacă credeți că Iisus vine și că Duhul Sfânt vă vorbește, nu amânați. Luați un minut și rugați-vă și apoi voi închide eu cu rugăciune. Amin. Tată din cer, venim înaintea ta în umilință sinceră. Tu cunoști inimile, tu cunoști mintea noastră, tu ai auzit fiecare voce, fiecare rugăciune. Doamne, pentru ființa umană, pentru natura umană, e imposibil să ne schimbăm sau să ne predăm. Nu este un lucru care îl putem face noi.
Nu este un lucru ușor să renunțăm cu totul. Să ne predăm cu totul. Dar, Doamne, știm că Tu ai puterea să faci lucrarea asta. Tu ai puterea să termini ce ai început. Cerem ajutorul Tău. Ajută-ne ca zilnic să alegem partea cea bună. Ajută-ne ca zilnic să cerem ajutorul Tău. Ajută ca zilnic să venim înaintea Ta, să Te punem pe Tine pe primul loc, rugăciunea și studiu, și să invităm prezența Ta în inimile noastre, în familiile noastre, în bisericile noastre. Ajută-ne ca zilnic să zicem, Doamne, lucrează Tu, căci eu nu pot. Și ajută-ne să ne punem ochii pe Tine, să ne încredem în promisiunea Ta, că dacă Te chemăm și Te căutăm cu toată inima, Tu Te vei lăsa găsit. Te rugăm în numele și în meritele lui Iisus și credem promisiunea că dacă vom cere ceva după voia Ta, în numele Lui vom primi. Ne încredem în Tine, în puterea și în iubirea Ta și prin credință îți mulțumim, Doamne, că ai răspuns. Amin.